Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live, respect. Salutare, bă, fraților, și bine v-am regăsit la un episod din seria asta de Critical Ops. După foarte mult timp n-am mai postat acest joc pentru că m-am jucat foarte, foarte mult ca să termin PES-ul și după cum ați văzut în titlu, azi am terminat și eu PES-ul. După o lună jumate în care am jucat ca un disperat, am reușit să iau PES-ul. Sunt spec 40. Am aproape 17.000 de kill-uri. Fraților, dacă vreți să mai continuăm cu această serie, apăsați butonul de acolo să strângă mai multe like-uri. Băgăm aici un defuse pentru că n-aș vrea să bag, nu știu, rank singur așa, nu știu, parcă n-am chef să joc. Plus că e primul meci pe ziua de azi. Și după cum vedeți aici avem și toporul, deci după foarte, foarte mult timp am reușit și eu să iau acest topor. Deci chiar mă bucur că am apucat să-l iau și am reușit să-l iau. Și așa mai aveam 20 de zile, dar na, decât... nu știu, pui mei, să nu-l apuc să-l iau, am zis că hai să mă asigur că-l iau și l-am luat. Și asta e singurul meu cuțit pe care l-am pe joc, pentru că jocul n-a ținut cu mine. Deci contul ăsta am de vreo 2 ani, cam de vreo 2 ani am jocul ăsta și, adică contul ăsta, și nu mi-a dat, frate, niciun cuțit. Deci din absolut nicio cutie, nu mi-a dat. Și sper să nu se audă tare jocul, deci chiar dacă o să se audă tare, chiar îmi pare rău, fraților. Vă reamintesc să apăsați dragă acolo dacă vreți să mai facem serie cu acest joculeț. Pentru că mulți mi-au dat mesaj pe privat că când mai pui cops și toate cele. Bă, na, n-am mai avut timp că n-am mai apostat, că pui mei simulările și toate cele. Ok, hai că e easy prima rundă. Deci îmi place super tare acest topor Tactical X. Iau de asta AK ca nu ubi din a doua rundă. Mamă, ce șmecher e să-mi trag palme. Deci chiar mă bucur super tare că n-am stat chiar degeaba. Nu m-am jucat chiar degeaba. Cred că am peste 300 de ore în jocul ăsta de când tot mă joc. Deci am contul, gen m-am jucat pe contul ăsta mai tare de atunci când mi-am luat telefonul. Asta fiind, nu știu, vreo 2 luni, cam așa. 2 luni, cam așa, de când am făcut ăsta, știi? Acum nu mai... shit, mamă, ce m-am speriat de ăsta să-mi trag palme. Joc și cu 4 degete, dacă nu v-ați dat seama. Și nu prea aud, asta e problema, că eu mă joc mai mult la sunet, dar nu contează. Nu e problemă de asta. Băi, să-mi bag piciorul cum a ieșit ăsta. Easy. Hai că suntem primul loc 4-0, da, smoke băiatul. Și nu joc la sunet fie rar, că l-auzeam dacă vine. E cu shotgun aici. Ok, nu-i. Și el a murit. Hai că intru partea asta lantă. Mai este vreunul? Stai așa. Dar să nu vine de pe mid. Cred că mai probabil vine de pe mid. M-am oprit din tras. Ok, hai că o luat ăsta. Fraților, am murit pentru că m-a sunat pe mes și nu știu de ce tot mă sună, dar în fine. Fă-l-o, te rog, nu, te rog, nu te bate că-l dacă ești paletă. Te rog, fă runda. Nice, bravo. Bă, vă reamintesc, dacă se aude tare jocul, da și voi mai încet, chiar îmi pare rău. Sau dați un share, toate cele. Ok, hai că ia feca asta. Ia feca, hai că am luat runda. Oricum nu mă joc tryhard pentru că e defuse și n-am pentru ce să dau tryhard, pentru că dau tryhard doar la rank, că în rest nu prea joc atât de tare. Hai să jucăm și eu în 4. Mamă, cât de tare e să ai topor. Doamne. Hai să vedem ce facem acum. Bang, frumos. N-am făcut niciun kill până acum cu el, dar nu este încă timpul pierdut. Aparent am bomba, sper să nu mai mă sune nimeni, să pot să fac și eu ceva. Sincer să fiu. Iar da smoke. Ok, omul vine cu bomba la mine. Unde sunt ăștia? Ăștia o să-mi vină pe spate, uite pe ăla. Mamă, ce aim am să-mi bag piciorul. Ok, mai este unul. Bă, cel mai probabil e 1B aici. Cred. Uite, doar am zis, mă, că e 1B, mă, bă, ce dracu, uite pe ăștia, bă, frate, urăsc pe oameni de ăștia, mă. Urăsc pe ăștia, mă, cu ai. Griffing.
Hai mă să luăm o dată meciul ăsta, că m-am plictisit deja. Nu mai suport. Mergem, urcăm acolo sus la A și stăm acolo. Sigur o să vină, o să mă pușeze pentru că n-ai, este rău. Dacă ar sta camp, ar fi cei mai mari nubi. Hai, pușează-mă. Știu că vrei să vii. Vin scări, nu vin scări, ok. Ba da, e unul mid. Dar vine. Cred că o să vină muzeu. Uite. Ok, opus. Nu mă miră. Următorul? Cred că-s pe B ăștia. Ăsta ține aici scările. Da, cred că-s pe B. Uite la altul. Ok, bomba e pe A. Bun, bun, bun. Hai să nu vină spate. Mai mă uit și spate. Că se poate întâmpla să fie în B și să vină după bombă. Ok, nu la bomba. Deci dacă-mi vine în spate... Alex, Steve, oh my god. Uite-l. Lăsa amândoi. Las pe ăla să bată. Îi dau flash. Pe bune. Ok. That's nice. Hai că mai avem două runde. În afară de asta una. Mamă, ce-mi place să dau inspect la topor. E super fain. Am făcut o inspecție destul de bună la el. Și parcă mergi mai greu cu el, sincer să fiu. Sau mi se pare mie. Da. E pe B cel mai probabil. Sau, da, e pe B. Uite-i. Wow, mi-am dat flash singur, mamă, ce pro player-s. Stai să văd unde-i. Nice. Unde-i ultimul? Ia, e aici. Dau eu def. Ah, hai mai dă-i tu def, na. 14 cu 3, easy, easy. Bă, fraților, dacă am vorbit mai încet, asta e, nu știu, pui mei, nu vreau să vorbesc super, super tare. Dar sper, deci, vă reamintesc, dacă se aude tare jocul, chiar îmi pare rău. Deci am încercat să-l fac cât mai ok ca să pot să aud și eu ceva din joc. Pentru că, pui mei, așa, dacă nu aud nimic, ca, na, e cam nașpa să joci, eu îți baza mai mult pe sunet. Și da, dacă nu-l aud și îmi vine pe la spate, e nașpa, știi? Hai că ținem tot aici. Dar o să dau data asta flash pe A. Nu cred că l-am dat corect. Au, da. Super corect chiar. Da, e urcat la... Uite-l. Facem primul kill cu toporul. Nice! Primul kill cu toporul. Bă, fraților, cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost la Nițu și nu uitați de subscribe, share și like toate cele. Eu vă las aici cu acest clip și nu uitați că aveți Instagram în descriere. Ceau, bă, fraților. Pa, pa!